Astăzi o să încercăm să facem Tesla să danseze pe manele. Episodul anterior am promis că dacă facem peste 2000 de like-uri o să facem Tesla să danseze pe manele, așa că astăzi ăsta este challenge-ul. O să luăm și câteva reacții ale unor youtuberi și prieteni. Nu cred! Tesla face așa ceva! Păc de tare! O să fie un videoclip destul de interesant, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și să dați pe butonul de like dacă vreți să mai facem challenge-ul cu Tesla. Haideți să vedem cum facem nebunia asta, că e un pic cam complicat. Primul pas, trebuie să găsim un show care să aibă o manea. Dar treaba asta, după cum poate credeți deja, nu există. Niciun om n-a făcut până acum vreun show cu o manea la Tesla. Am căutat aici manea, am căutat Florin Salam, am căutat Țancă Uraganu, nu găsesc absolut nimic. Pentru că practic nu putem găsi niciun show direct să-l luăm, trebuie să facem noi unul. Așa că pasul 2. Învățăm cum să facem treaba asta. Evident că nu o să pierd timpul cu asta pe vlog, dar dacă sunt printre voi oamenii care au Tesla și vor să facă și ei același lucru, o să vă las link în descriere la acest site, unde explică foarte clar cum ar trebui să fac acest show și e foarte, foarte lung. O să mă bag la creație. Ăsta este programul în care o să facem show-ul. Mamă, cât apar pe ecran. Ne-a apărut Tesla și fiecare lucru pe care îl putem modifica are acest punct alb. Avem geamurile, avem luminile de aici în față, câte lumini are farul și avem o Tesla Model S aici frumoasă. Și acum vine partea cea mai grea. Să aleg piesa și să fac niște sincronizări lumina cu piesele, practic, să fie ca lumea. Asta o să dureze ceva, așa că partea asta e boring. One eternity later. După câteva ore bune de jucat în programul ăsta și încercat să fac să arate show-ul cât mai bine, eu zic că am reușit să fac ceva ca lumea, un show frumos. Urmează să vă arăt și vouă ce show mi-a ieșit. Hai să dăm muzica off, pentru că din păcate nu știu exact cum o să scap de copyright pe vlogul ăsta. Nu știu dacă chiar o să ne luăm copyright, posibil să ne luăm, așa că măcar dați pe butonul de like dacă cumva primim copyright la acest vlog. Momentan show-ul l-am testat doar pe calculator. Aici în stânga vedeți efectele, aici în partea de sus e lina melodică și aici sunt toate efectele. Da, sunt multe efecte și o să vedeți imediat cum arată efectele astea. Important e când ajung acum la mașină să se vadă show-ul bine. Am făcut o șmecherie așa mai românească, încât o să folosesc același show pe mai multe piese. A ieșit destul de ok. Haideți să vă arăt și vouă. Hai să vedem ce show am reușit să fac. Am luat-o pe Ioan aici să reacționăm împreună. Primul play pe care îl dăm. Hai să vedem ce a ieșit. Abia aștept. Setăm show-ul principal. Eu l-am denumit Light Show Țancă. Și dăm muzica asta o idee mai așa. Mai puțin. Gata. Suntem în parcare. Gata, suntem în parcare? Da. Da? Nu, oamenii. A început. Auzi. Wow, uite, da? Cum scrie acolo Tesla. Prima impresie, mamă, ce miște. Top, 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 serios. Bă, nu vine să crede că tu ai făcut asta. Bă, ești tare rău. Pian-te-n aici. Ia să vedem. Și... Bă, top, uite-te la geamul. Iată-le! Pa! Top, ce mișto e! Top, top. Ia uite! Bă, e super mișto! Uite la faruri! Ia, iată-le acum! Wow! Bă, 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 bă! Se potrivește perfect! E ce trebuie! Ți s-a deschis asta! Ia, yeah. Da, 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 iată-le! Dacă este ce trebuie, ar trebui să... Bă, wow. Las-o! Las-o, bă, Andrei, rog! Bine, rău, bine. Asta este show-ul. Și tu ai făcut tot ca da. Coadă. Părere? Super tare, deci îmi place maxim și pe lângă asta cred că e singurul lucru ce îi lipsea mașinii. Ba. Să danseze pe manele. Altfel nu era întreagă. Numărul 1. Hai să vedem și reacția youtuberilor acum. Prima reacție de la domnul Bez Norris. Prima? Da, bă, prima. Bă, dar sunt important rău. Ia, am ajuns bine în viața asta. Păi cu tine am zis că o să fac treaba asta prima dată, așa că ia spune tu, ce crezi că i-am făcut eu la Tesla acum? Eu zic că i-ai pus neoane din alea pe dedesubt. E denotată în carnețel, dar... Știu că nu e legal să mergi cu așa ceva, dar măcar arată mișto pe loc. Da, arată mișto, dar da, e denotată în carnețel, asta nu e noi asta. Nu? Nu. E la exterior sau la interior? Măcar dăm un hint. E la exterior. Nu mă mir că nu se așteaptă la asta, chat. Ce mai poți să-i faci la Tesla? Că de n-a făcut la frigiderul ăsta, dar a rupt. Body kit. Body kit. Dar nu, de ce m-a chemat pe noapte atunci? Zic. Aaaa!
Bravo, bani de România! Cea mai tare mașină, îl iubește pe Țancă Uraganul. Nu cred, Tesla face așa ceva. Haide, haide, că vin tocmai de la Dubai. Văd mai bine lumea. De lângă Tesla. Vezi că eu am stat să fac toate efectele astea pe care le vezi, da? Aici. Tot ce vezi aici, eu le-am făcut. Mama, Andrei Rău e de ăla care modează, știți? Consolele alea pe vremuri cum le modai, așa face și el. Băi, Andrei România, eu uite ce a făcut. Doamne, ferește. Eu... A deschis ăsta. Da, fii atent, stai ăsta. Molul din Dubai, se închide. Nu. No. Hai no. Că se închide dacă e. Uite, uite. Asta, cum a văd? Să face rainbow. Fricubeu. Băi, Andrei România, dar cât te modezi tu mașini? Cred că îți face service în câțiva ani, puteți să apelați la el. Modezi Tesla? Cel mai bun service de mașini electrice aici, la Andrei România. Cât ți-a luat? Câteva ore, bune. Cred că o să mă înjure vecinii. Nu mă așteptam la asta, am crezut că ai făcut ceva... Ceva fizic, dar de unde? Că te-ai băgat pe software acum aici, pe software. Ai zis părere? Părere foarte cinstită pentru această mașină. Eu mă mir că tu nu ți-ai dat seama, pe bune, pentru că cu tine am zis că dacă face peste 2000 de like la vlogul anterior, o să fac Tesla cu manele. Da, corect, dar nu mă așteptam că o să-mi prezinți mie așa ceva. Adică mi-aduc aminte de vlogul ăla pe care l-am filmat cu TikTok-ul. Dacă nu l-ați văzut neapărat, trebuie să vă ceți să vă uitați ca pasion el și am văzut mort un cimitir acolo pe Tesla. Aia e ciudat, trebuie să facem un alt video, asta e. Bune, vezi că mi-au zis oamenii că trebuie să ne mai încercăm, trebuie să facem, da? Trebuie să... Mamă, că e că am peste noapte acolo. Ar fi ceva interesant. Eu am mai văzut că Tesla poate să facă show de lumini, dar nu știam că poate să facă manele. Și pe manele, tată. Păi nu poate, că nici, deci nu există niciun show cu manele. Dai seama că sunt singurul român cu manele care a făcut treaba asta? Cred că sunt singurul român care a făcut Tesla cu manele, adică nu cred că... Andrei Rău, unicul din lume, nu din România, din lume, care modează Tesla și să facă manele. Bă, de modat au mai modat oameni. Păi da, mă, dar nu cu Țancă Uraganul, Burj Khalifa. Eu am pregătit o surpriză. Eu uite, numai surprize, Andrei România, deja să-mi place la el când mă văd, numai pe surprize mă ține. E papuci, are bursucul. Se face și noi un how much is your outfit? How much is your outfit, man? Îmi spui dacă recunoști asta. E același show, numai că altă piesă și am încercat să fac să se potrivească. Uite, ia uite, fii. Bravo, Andrei România, ești ce trebuie. Salut, domnule Andreas. Spune-mi tu mie, ce crezi tu că am modificat la Tesla? Având în vedere faptul că nu mă las să văd, presupun că e schimbat curentul. Nu mai e fade sau cum era ea. Nu te gândi. Nu te gândi foarte huge, dar în același timp e mișto ce am făcut. Okay. Am o întrebare așa pentru tine. Îți plac manelele? E schimbat boxele? E pus sub bufer? Te întreb. Da, îmi plac, îți dai okay, seama. Ok, ascult. Bine. Ok, nu cred. Mamă, poate vezi că e mare poză cu fornița la mașină. Nu cred. E făcut update de la mă? Și dansează pe manele. Nu cred. Da, da. What the uite, fuck? Acolo scrie Tesla. Acum, fii atent la asta. Fii, vezi? Asta eu l-am făcut manual. Că nu există show-ul ăsta. Eu l-am făcut manual. Toate lumile astea pe care le vezi tu, manual de mine. Bă, e tare. Dar îmi place cum scrie Tesla pe ăla. N-are nimeni, și-a făcut nimeni, nu? Nimeni nu a făcut vreodată cu manele. Bă, e tare. Chiar e tare. Să-mi bat piciorul, dar nu mai face și eu la chestia. Ia stai, stai puțin, că mai am. Nu cred. Ia vezi mă ce și-a făcut nebunul la mașină aici, nebun. Cântă manele mașina. Ia, ascultă aici și să fii atent la detalii. Asta e important, fii atent la detalii. Uite. Bă, presupun că trebuie să ai și ureche muzicală să sincronizezi. Da, asta e chestia, că e greu asta. Și ia vină. Ia. Uite și geamurile. Da, da. Ia. Bă, mi se pare... Bă, ai avut răbdare, fata, eu n-aș avea răbdare să fac toate chestiile astea, jur! Pentru că mi se pare că ți-a luat o oră, două să le faci. Mai mult. Mai mult de o oră, două? Dai seama că e greu. Să alegi piesa și faci, uite. Vezi? Stai mă, tu acum ai pus. E același show pe diferite piese diferite. Pe piese diferite, dar și editul e diferit la fiecare piesă. Nu. Nu e diferit? Nu, e același lucru. Că m-am chinuit doar o dată. E tare rău, dar eu cred că te-ai băgat mult la creație, da. Din punct de vedere la ore, frate. Ai stat mult să faci. Dar e tare, mi se pare super unică de chestia, să nu încare nimeni. Da, mi se pare genială. Presupun că fiecare ton muzical și chestii apeși un click la... Da, exact, exact. Să lumină. Da. Wow. La fiecare lumină. Și câte lumini are? Cred că ai exact extrem număr. De multe, extrem de multe. Și dacă vrei, putem să facem exact același lucru pe Tesla, să vedem cum se vede. Putem să încercăm. Pentru toată lumea, asta face toată magia, de stick-ul ăsta, deci vezi? Tu acum, pe tine, nu mai ai chestia asta, nu? Nu, acum nu mai pot să mai fac, nu. Asta okay. Aici, aici e tot softul și
povestea. Bă, hai să-ți arăt acum la tine. Acum suntem la Andreas în mașină să vedem dacă funcționează și la modelul lui. Este un pic mai vechi și să vedem dacă funcționează. Hai să vedem. Bă, cât de tare. A, da, bravo, și mie îmi fac și îmi licăre și jos. Alea de jos. Două. Eu n-am dat alea de jos, vezi? Te vezi că sunt două, gen. Da. Eu încă o singură de asta în față. Și eu nu am alea de jos. Bă, cât de tare se vede. La tine se vede și alea de jos. A plecat stick-ul, băieți, nu știu cum să zic. A plecat stick-ul? Bă, cât de tare. Bă, Andrei, țin să te fericit doar pentru simplul faptul că e singurul care descoperă chestii noi la Tesla, că habar n-am, dar fără nici vedere, fără Andrei. Bă, eu cred că sunt singurul care a pus Tesla să lanseze pe manele. Bă, cred că sunt singurul. E și singurul care testează chestii gen cu Tesla, efectiv. Că da, nu cred că mai face nimeni chestia asta pe YouTube, adică la modul ăsta. Eu, de exemplu, când am cumpărat Tesla, eu la el m-am uitat să văd ce review-uri dă, cum i se pare lui mașina, că el dacă îmi spunea, de exemplu, pe un clip de-a lui, bă, frate, merg cu ea, nu mai ajunge range-ul, având în vedere faptul că el are modelul low, da, ăla normal, low range, da, cel mai, cel mai standard, și la modul tot îi ajunge. Și am zis că, bă, dacă-mi iau long range, tot trebuie să fie și mai bine. Ca posesor de Tesla acum, un scurt feedback. N-aș mai da Tesla pe nimic, gen, pe nicio mașină, nici pe combustibil, nici pe diesel, nici pe kerosene, nici pe nimic. N-am plătit eu, nu suntem plătiți de Tesla. Da, ceva, okay, era bine. Ne dai și noi niște puncte în aplicație. Era, bă, bune, era bune. Ca să mai mergi și pe gratis, mai ales. Oh, oh, oh. Cam asta au fost reacțiile. Dacă v-a plăcut, rupeți butonul de like și abonați-vă dacă sunteți noi. Și noi ne auzim data viitoare. Pa!